Bun găsit! Acum, multă vreme, pe când eram tânăr și iute la mânie, mă certam adesea cu lucrurile. Pe atunci, când nu-mi ieșea un desen, mă enervam pe creion. Iar când a îndrăznit chiar să se rupă în timp ce desenam cu el, m-am înfuriat de-a binelea. Eram convins în sinea mea că din vina lui nu-mi ieșea desenul, așa că l-am înșfăcat. L-am făcut bucățele și l-am aruncat la coș. Este un fragment din cartea Povestea lucrurilor, scrisă de un scriitor de succes din Lituania, Kęstutis Kasparaditius. Care crezi că a fost reacția coșului? Te poți ajuta în răspunsul tău de imaginile plimbărețe. Poți opri filmarea și să îți exprim opinia. Iată și continuarea autorului. Coșul s-a uitat la mine cu vădit reproș și în ochi i se citea mila pentru săracul creion. Această întâmplare ți-a amintit de vreun comportament de-al tău? Povestește! Poți opri filmarea. Privește imaginile. Cum trebuie să ne purtăm cu lucrurile? De ce? În răspunsurile tale te vei referi atât la modul în care te porți cu lucrurile tale personale, dar și cu lucrurile care nu îți aparțin. Îți propun un joc. Ridică-te sau stai jos. Dacă ești de acord cu afirmația, te ridici în picioare. După fiecare afirmație, poți discuta cu colegii și doamna învățătoare. Poți opri filmarea și să înceapă jocul. Îți propun un moment de sinceritate. Cât de grijuliu, de atent ești cu lucrurile tale? Ai nevoie de un creion și de un post-it. Poți opri filmarea pentru a-ți aduce cele necesare. Ești pregătit? Să începem! Dacă ai grijă în aceeași măsură de lucrurile tale, dar și de cele din jurul tău, desenează o floare. Dacă ai mai multă grijă de lucrurile personale decât de cele din jurul tău, desenează o inimă. Dacă ești grijuliu doar cu obiectele preferate, desenează o frunză. Iar dacă până în acest moment nu ai avut grijă de lucruri, desenează un nor. Poți opri filmarea pentru a descoperi desenele colegilor tăi și, de ce nu, să realizați o expoziție cu acestea. Provocare. În ora de limba română poți continua următorul enunț. Odată, cum nu-mi ieșea un desen, continuarea ta va cuprinde enunțuri despre cum ne comportăm cu ce este în jur atunci când nu ne reușesc anumite acțiuni. Pe curând!